Popescu face declarații pe această temă. Ascultăm. Totuși, această perioadă cu temperaturi foarte ridicate și cu o vreme foarte frumoasă nu va dura foarte mult, pentru că duminică și luni și noaptea de luni spre marți așteptăm să plouă, îndeosebi în regiunile din vestul, nordul și centrul țării, iar temperaturile vor avea o scădere de 6-8 grade în medie, ajungând sau revenind la normalul acestei perioade. O perioadă, de altfel, cu temperaturi normale, care se pare că va dura destul de mult, deci așteptăm inclusiv toată luna aprilie temperaturi medii apropiate de normele climatologice în majoritatea regiunilor, posibil chiar mai coborâte față de aceste norme în regiunile sudice. Altfel spus, luna aprilie pare a fi, din punct de vedere termic cel puțin, o lună care să nu aducă foarte multe surprize. Trebuie să repet însă ceea ce spunem de fiecare dată, că o prognoză pe lungă durată nu poate prinde eventualele fenomene extreme. Deci nu poate prinde perioadele în care pe timp scurt temperaturile ar putea fi mai ridicate, mult mai ridicate decât normalul, sau mai coborâte. Din punct de vedere termic, inclusiv luna mai pare a nu aduce perioade de durată cu temperaturi foarte ridicate, pentru că semnalul de asemenea și pentru luna mai este al unor temperaturi apropiate de normal, posibil chiar ușor mai scăzute în regiunile nordice și centrale. Din punct de vedere al precipitațiilor, așteptăm ca în luna aprilie excedentul de precipitații să se semnaleze îndeosebi în regiunile vestice și centrale ale țării, excedent însemnând precipitații posibil peste norma climatologică, iar luna mai se anunță a fi una ploioasă în mare parte a țării. Trebuie să vă spun că deja luna mai este una dintre lunile cu cantitate mare din punct de vedere climatologic, deci cu peste 70 de litri pe metru pătrat statistic vorbind, deci ceea ce înseamnă că dacă spunem că așteptăm precipitații mai ridicate, este posibil ca în unele zone să se acumuleze cantități importante de precipitații. Adică inundații. Sigur că nu se poate în niciun fel evalua în acest moment ce înseamnă acest excedent de precipitații. Depinde foarte mult dacă aceste cantități mai mari se vor acumula într-un timp scurt sau într-un timp mai lung și atunci sigur nu vor crea probleme. Deci trebuie să coroborăm această informație și cu evoluția termică, pentru că dacă ar exista perioade în care în luna mai să fie temperaturi mai ridicate și cantități mai mari de precipitații, este posibilitatea ca aceste precipitații să fie urmarea unor fenomene mai degrabă de vară, deci a unor ploi care pot acumula în timp scurt cantități importante de apă. Spre vară, următoarele luni, la ce ne putem aștepta? Sigur, este deocamdată foarte departe. În acest moment se poate face o primă evaluare a ceea ce vor însemna lunile de vară. Primul semnal, pot să spun că nu este foarte încurajator, pentru că precipitațiile nu par a fi foarte multe. Deci există un acest prim semnal al posibilității existenței unor perioade pe lunile de vară cu precipitații sub normalul perioadelor respective, deci cu posibilitatea de instalare în unele regiuni a fenomenului de secetă. Temperaturile cum ar putea fi? Iarăși, primul semnal este al posibilității apariției în unele zone ale țării a perioadelor cu vreme caniculară. În ultimii ani au existat astfel de perioade, am avut veri destul de călduroase și această tendință pare a se păstra în continuare. Trebuie să vă spun că și din acest punct de vedere al temperaturilor este aceeași discuție, dacă se vor înregistra, deci discutând despre o temperatură medie, trebuie să interpretăm această temperatură medie în sensul că pot exista perioade foarte scurte cu temperaturi foarte ridicate sau perioade mai lungi cu temperaturi puțin mai ridicate decât normalul. Și vreau să vă spun că experiența ne arată că de obicei sunt mai greu de îndurat perioade lungi
cu temperaturi, să zicem, în jurul la 37 de grade, decât perioada foarte scurtă de o zi, două, cu temperaturi de 40 de grade. Care zone ale țării vor fi... Da, tradițional vorbind și în acord cu clima țării noastre, zonele în care de obicei apar valurile de căldură sunt cele de câmpie, îndeosebi din partea de sud și de vest a țării, dar ultimii ani au arătat că astfel de perioadă foarte călduroasă pot apărea și în regiuni, să zicem, mai puțin tradiționale pentru astfel de fenomene, cum ar fi partea centrală a țării de nord și de nord-est. Revenim puțin la luna aprilie. Cum ar putea fi vremea de Paște, în jurul datei de 20 minute? Repet, pe o prognoză de sezon este foarte greu să se facă estimări pentru o perioadă scurtă de timp. Nu avem deocamdată semnalul unor evenimente deosebite în perioada de Paște, dar în acord cu ceea ce v-am prezentat, nu este sau nu ar fi de așteptat o perioadă cu temperaturi așa de frumoase cum avem acum sau chiar mai ridicate, dar... Vom discuta în detaliu despre acest lucru cam cu 10 zile înainte de perioada Paștelui. Și de 1 mai, pentru că spuneați că de 1 mai, că în mai, în general, ar fi o lună ploioasă. De 1 mai ar putea începe aceste ploi? Iarăși este absolut imposibil să vă spun când anume se vor înregistra cantități mai importante de precipitații, dar luna mai este o lună în care se înregistrează multe zile cu ploaie. Dar este greu de spus că acele zile cu ploaie vor începe chiar în prima perioadă, deci în zilele de liberă de 1 mai, sau vor fi mai spre jumătatea lunii sau mai spre sfârșitul lunii. Ce înseamnă temperatura normală pentru lunile aprilie și mai? Pentru lunile aprilie, normal înseamnă temperaturi de peste 20 de grade, spre 25 de grade, temperaturile maxime. Nu sunt excluse și perioade cu temperaturi foarte ridicate sau mai ridicate decât atât, pentru că maximele absolute ale acestor luni sunt deja spre 30 de grade sau pentru luna mai chiar peste 30 de grade. Repet, experiența ultimilor ani a arătat că inclusiv în luna mai pot fi perioade cu temperaturi foarte ridicate. Deocamdată acest semnal nu există, dar nu îl excludem în niciun caz. Nopțile vor fi mai reci decât în normal, că n-ați spus nimic despre... O estimare sezonieră se referă la o temperatură medie. Media înseamnă și cu zi și cu noapte. Un semnal al unor temperaturi apropiate de normalul perioadei nu poate exclude posibilitatea ca pe durată scurtă, în unele zone îndeosebi în cele de presionare, valorile termice să se mai apropie îndeosebi în luna aprilie de limita înghețului. Cei care merg întâi mai pe litoral au noroc sau ghinion? Cei care merg pe litoral de 1 mai trebuie să țină cont că în această perioadă a anului apa mării este rece, este mai rece decât uscatul și de aceea își pune întotdeauna amprenta asupra aspectului vremii în zona litorală. Deci de foarte multe ori în această perioadă pe litoral este mai rece decât în alte zone ale țării, chiar dacă vremea este sau ar fi frumoasă. Deci trebuie luat în considerare acest aspect. Spuneți că în aprilie ar putea fi temperaturi mai scăzute decât media normală. La ce temperaturi se așteptă? În funcție de zona țării, temperaturile sau în medie temperaturile vor fi undeva între 5 și 15 grade și este posibil ca în zone restrânse, mai ales din partea de nord și de centru a țării, aceste temperaturi să fie mai scăzute, așa cum vă spuneam, posibil nopțile să fie în zonele de presionare îndeoseb și apropiate de limita înghețului. Dar, repet, întotdeauna o medie înseamnă și temperaturi mari și temperaturi mici sau temperaturi moderate pe durată lungă de timp. Este foarte greu de estimat, cu mult timp înainte, care vor fi intervalele în care posibil temperaturile să fie mult mai, mai ridicate sau mai coborâte decât media climatologică. Diferențele acestea de temperatură, așa cum ne-ați prezentat până acum, sunt ceva nou pentru această perioadă anului? Sunt mai mari diferențele de temperatură decât au fost anii trecuți în aceeași perioadă? Aș putea să vă spun în primul rând că venim după o lungă perioadă anormală din punct de vedere al evoluției vremii. Este o afirmație care este valabilă numai pentru țara noastră,
ci și pentru mare parte a Europei. A fost o iarnă foarte caldă, o iarnă lipsită de precipitații, o iarnă în care abaterile termice au fost în ultimele două luni, cel puțin la nivelul țării noastre, în jur la 3 grade, deci 3 grade în plus față de norma climatologică, ceea ce înseamnă foarte mult. Știm foarte bine că nu prea am avut ninsoare. Iar această evoluție pe care o prevedem pentru următoarele luni, fără a fi cu mult anormală, să spunem, sau abaterile să fie foarte mari față de mediile climatologice, vine în contextul a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Deci dacă apreciem cantități de precipitații ceva mai mari decât normalul, dacă aceste precipitații vor cădea pe o perioadă mai lungă de timp, deci nu vor fi cantități foarte mari în timp scurt, este foarte bine, pentru că ele vin după o foarte lungă perioadă cu precipitații deficitare. Există semnale și privind alte fenomene meteo intense în perioada următoare? Nu trebuie să fie semnale, trebuie să ne amintim ce înseamnă clima României, care sunt fenomenele normale pentru perioada de vară, perioada care cu fenomenele extreme poate debuta chiar din luna mai, iar fenomenele extreme de vară, exact aceasta înseamnă. Înseamnă ceea ce numim furtuni, deci ploi cu cantități mari în timp scurt, însoțite de intensificări ale vântului, cu aspect de vijelie, eventual cu căderi de grindină, deci sunt fenomenele care deja ne-am obișnuit în ultimii ani, sunt fenomenele cele mai păguboase atât pentru proprietăți, pentru agricultură și, din păcate, uneori astfel de fenomene pot crea victime. La munte vor fi fenomene deocamdată nu așteptăm o răcire atât de puternică încât eventual la munte să mai fie precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. De zăpada care este acum și care deja este foarte puțină, nu pare a avea șanse să mai crească. Mulțumim foarte mult!